când se lectura cuvântul lui Dumnezeu, mă gândeam cât de privilegiați suntem că nu trebuie să luăm un sul de pergament, să îl deschidem, să citim fără să avem trimitere, avem cuvântul lui Dumnezeu complet. Și cât de frumos am văzut în 12 versete sau chiar 13, într-un text atât de concentrat, supremația Domnului Iisus Hristos. Am văzut că se vorbește despre patimile Lui, despre învierea Lui, despre revenirea Domnului Iisus Hristos și despre slava Lui. Și mă gândesc că tot ceea ce avem nevoie este că avem nevoie de El. Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. El este sursa harului, El este sursa slavei, El este sursa credinței creștine, El este sursa bucuriei în suferință. Tot ceea ce avem nevoie în aceste zile de la urmă este Domnul Iisus Hristos și o relație strânsă cu El, o părtășie aprofundată cu El, o cunoaștere a Lui din Sfintele Scripturi și, de ce nu, o experiență acestei bucurii negrăite și pline de slavă pe care o aveau acei credincioși din primul secol. Și dacă El este bucuria noastră în credință și în suferință, apogeul bucuriei va fi, sau să spun, culmile fericirii vor fi atunci când îl vom vedea pe El. Tocmai am terminat de studiat epistola lui Iuda în duminica seara și am văzut că El este acela care ne va înfățișa înaintea slavei Lui, cum? Plin de bucurie. Atunci când îl vom vedea pe Domnul Iisus Hristos, va fi o bucurie și o fericire pe care nu putem să o descriem și aș putea spune că nu putem să o cunoaștem pe acest pământ. Mă gândesc și de când eram mic, eram fascinat de acest verset din Petru. De fapt, este o epistolă dinamică. Învățătura și experiența creștină sunt îmbinate armonios și de când eram mic am remarcat acest verset, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Deși acești credincioși treceau prin vremuri de încercare și de necaz, așa cum cunoaștem. Și mă gândeam cum acești credincioși care nu l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos să se bucure cu o bucurie atât de extraordinară. Ni s-ar părea îndreptățit ca apostolul Petru să spună: eu mă bucur, eu l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos, am umblat cu El, l-am văzut după ce a înviat. Ceea ce înțeleg de aici, acum crescând mai mare, este că atunci când îl cunoaștem îndeaproape pe Domnul Iisus Hristos și când umblăm cu El, putem să avem parte de o descoperire a Lui și o părtășie cu El care să ne dea o bucurie cerească. Acești credincioși nu trăiau în zilele noastre, nu aveau cuvântul lui Dumnezeu, dar îl cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos și se bucurau într-un mod real de El. Este ceva extraordinar. În aceste zile de la urmă să trăim un creștinism plin de bucurie, dar nu o bucurie pe care să ne inducem noi, că nu putem să fabricăm această bucurie. Este o bucurie care vine de la Dumnezeu, este o bucurie cerească, este o bucurie strălucită sau în alte traduceri glorioasă sau plină de slavă. Și aș vrea să facem o incursiune prin Noul Testament, sper să mă încadrez în timp. Am făcut așa un studiu în Noul Testament pe tema bucuriei și ceea ce am văzut și cu toții cunoaștem este că, așa cum spunea fratele Liviu mai devreme, bucuria apare în învățătura Noului Testament, de asemenea ca și în experiență, vom vedea, însoțită de încercare, însoțită de suferință, de necazuri. Aceasta este o cale pe care am putea spune că nu este la îndemâna noastră sau nu putem să o înțelegem. Este o cale a lui Dumnezeu. Cum în necazuri și în suferință, în încercare, să putem să ne bucurăm? Dacă spunem lucrul acesta în lume, este o nebunie pentru cei din lume, la fel cum este crucea Domnului Iisus și alte adevăruri din Scriptură. Dar aș vrea să vedem așa câteva versete din Noul Testament și aș începe cu Domnul Iisus, cuvintele Domnului Iisus din Matei 5.
Chiar de la începutul Evangheliei, în Matei 5, Domnul Iisus Hristos ne întâmpină cu aceste cuvinte. Versetul 11, 12. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Bucurați-vă și veseliți-vă, sau în Luca se spune săltați de veselie sau de bucurie. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus. Nu am timp să trec prin Evanghelie, aș vrea să vedem experiența bisericii primare care a experimentat aceste cuvinte și începând cu capitolul 5 din Faptele Apostolilor, care este o carte plină de bucurie, dar și plină de necazuri, plină de suferință, pentru că, așa cum am spus, bucuria merge împreună cu suferința sau suferința împreună cu bucuria. După vindecarea ologului din naștere, Petru și Ioan sunt chemați înaintea soborului, înaintea marilor preoți și sunt amenințați. Și ceea ce un gând pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră este că atunci când crezi că ești puternic și poți să înduri suferința, este un pericol. De ce? Ne aducem aminte de Petru, că atunci când Domnul Iisus a spus despre moartea lui, el a spus că este gata să moară cu el. El s-a crezut tare, s-a crezut puternic, credea că are această putere de a suferi împreună cu Domnul Iisus Hristos. El se încredea în puterile lui și am văzut că a eșuat. Ce face Petru cu Ioan în cazul de față, după pogorârea Duhului Sfânt? În versetul 23 din capitolul 4 ni se spune că după ce li s-a dat drumul, s-au dus la ei lor. Și ce au făcut? Au început să se roage. Vedem că Petru și Ioan nu se mai simt în putere. Ei depind de Dumnezeu, Doamne, și vedem rugăciunea lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu îndrăzneală, să fie martorii tăi, apoi sunt umpluți din nou cu Duhul Sfânt și vine suferința și prigoana, da? În capitolul 5, versetul 40, ni se spune că apostolii au fost chemați, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bajocoriți pentru numele lui. Cât de minunat! Nu s-au mai crezut în puterile lor, ci au experimentat puterea lui Dumnezeu și au putut să se bucure în această suferință. De multe ori citim experiențe în biserica în suferință din infomisionar și parcă firea noastră, care este și ea religioasă, ar spune că ne-am cam descurca. Domnul să ne dea har să rămânem smeriți și dacă v-am găduit să trecem prin suferințe sau prigoană, nu știm ce zile vor veni. Biblia spune că zilele în vremurile din urmă sunt din ce în ce mai rele și deși îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos, este bine să fim obișnuiți cu suferința. Este bine să învățăm despre suferință, pentru că vom vedea din învățătura apostolilor. Apostolii i-au învățat pe primii credincioși despre suferință și că nu se poate o viață de credință fără prigoană și fără suferință. De aceea aș vrea să vedem apoi o mărturie personală. Eu v-am spus că nu vreau să trec prin toate pasajele. Și este vorba de Pavel, în Fapte 9 cu 16. El este născut din nou, să spunem, de 3 zile sau de câteva zile și vine Anania cu un mesaj din partea Domnului Iisus și am fost uimit atunci când, așa, parcă am văzut prima dată când s-a studiat Cartea Faptelor Apostolilor aici în seara în Carol. Am fost uimit de mesajul pe care îl transmite Domnul Iisus prin Anania lui Pavel. Îi spune, îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Păi stai puțin. Eu m-am făcut credincios, te cunosc, Doamne Iisuse, și mesajul pe care mi-l transmiți acum este că voi suferi pentru tine. Vedeți cât de diferită este Evanghelia pe care poate o auzim sau cu care suntem obișnuiți, că Domnul Iisus te scapă de suferințe, ne scapă de necaz. Vedem aici un mesaj pe care îl transmite unui om născut din nou de câteva zile, că trebuie să sufere. Trebuie să sufere pentru numele Lui. Și apoi în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 4, vedem mărturia Lui ca și credincios matur.
în 2 Corinteni 7:4, partea a doua, zice: sunt plin de mângâiere și îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Exact cum am văzut acolo în Luca. Bucurați-vă și săltați de bucurie. Vedem aici experiența apostolului Pavel. Îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Apoi, când este aproape de martiraj în Filipeni 2, el spune așa în versetul 17: și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Iar apoi în 2 Timotei 3, doar doresc să citesc, n-aș vrea să vorbesc prea mult, ci să trecem prin cuvântul Domnului. În 2 Timotei este mărturia lui față de Timotei și de asemenea am văzut atunci când s-a studiat. În versetul 10 spune: tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigoniri am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Aici îmi place foarte mult. Domnul m-a izbăvit din toate. Păi stai, am îndurat suferință sau Domnul m-a izbăvit din toate? Ceea ce înțelegem și aș vrea pe scurt să spun lucrul acesta este că în suferință și în necaz Domnul Iisus Hristos este atât de aproape încât nu mai vedem suferința, ci vedem gloria și slava. Sau ar trebui să vedem. Apostolul a văzut lucrul acesta, a văzut biruința Domnului în suferință și în necaz. Domnul a fost cu el. Apoi aș vrea să vedem, am văzut experiența lui Pavel, aș vrea să vedem puțin câteva mărturii a unor biserici. Aș vrea în 2 Corinteni, capitolul 8, să vedem biserica din Macedonia. Sunt niște versete extraordinare. În 2 Corinteni, capitolul 8, primele două versete. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. În mijlocul multelor necazuri. Cum au trecut ei prin multe necazuri? Cu o bucurie peste măsură de mare. Ceva extraordinar. Și în 1 Tesaloniceni, care mă gândesc, Tesalonic făcea parte din Macedonia, mă gândesc că e vorba de ceva mai detaliat ca aici, în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, ne spune Pavel despre biserica din Tesalonic, cum a primit cuvântul lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6: și voi înși v-ați călca pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt, așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia. În capitolul 3, tot în Tesaloniceni, versetul 3 spune: nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Spuneam de lucrul acesta că apostolii învățau și dădeau învățătură despre lucrul acesta, că cel credincios în lume va avea parte de necazuri și va avea parte de suferință. Și spune: după cum bine știți, v-am spus mai dinainte. Și în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 4, spune: de aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Apoi, repede de tot, în Evrei, capitolul 10, dacă mă mai îngăduiți, apostolul le scrie unor credincioși evrei ceva extraordinar. Versetul 32: aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați,
ați dus o mare luptă de suferințe, când la sfârșitul credinței, nu, de la început, poate erau abia o biserică nou formată și au avut parte imediat de suferință. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul locărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă cu voi. Și acum vine bucuria. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Citeam de curând în cartea Habacuc, în capitolul 3, știm aceste versete ale profetului, în care spune chiar dacă câmpul nu va da hrană și nu vor fi animale în staule și așa totul va fi, să spunem, în criză, bucuria mea este în Domnul. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Iată un credincios din Vechiul Testament sau din era vechi testamentală care are o experiență nou testamentală și mă gândesc circumstanțele în care trăim sau bucuria noastră și fericirea noastră țin de circumstanțele în care trăim, de felul cum ne merge în familie, poate din punct de vedere economic, sau bucuria noastră este numai în Domnul Iisus Hristos. Și de asemenea ajungem la experiența credincioșilor de aici din Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, care trecând prin suferință se bucură de Domnul Iisus Hristos cu o bucurie negrăită și strălucită sau plină de slavă. Această bucurie, așa cum spuneam, nu este o bucurie care este de la om. Spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la oameni. Bucuria în suferință este o putere nemaipomenită. O bucurie și o putere pe care cel credincios o poate experimenta. Și spuneam că este o bucurie cerească, o bucurie care vine de sus, este o bucurie de la Duhul Sfânt, așa cum am citit în Tesaloniceni și în alte versete, pentru că, de fapt, bucuria este roada Duhului, Galateni 5:22. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe. Deci, este roada Duhului, nu este roada firii pământești, nu este o expresie, hai să ne bucurăm, hai să facem ceva și să ne entuziasmăm. Nu, este o bucurie care vine de sus. Este o bucurie care rezultă dintr-o părtășie și o umblare cu Domnul Iisus Hristos într-un mod real. În Roman, capitolul 14:17, ne se spune despre împărăția lui Dumnezeu că este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și un alt verset pe care aș vrea să-l menționez repede de tot, Psalmul 16:11, nu o să deschidem acolo, ci aș vrea să spun câteva cuvinte despre el. Spune că îmi vei arăta cărarea vieții și înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și la dreapta ta desfătări veșnice. Am găsit, căutând așa în cuvântul lui Dumnezeu, am găsit corespondentul acestui verset din Vechiul Testament. În Apocalipsa, capitolul 4, versetul 5, ni se spune că înaintea scaunului de domnie erau 7 lămpi, care sunt Duhul Domnului, sau care este Duhul Domnului. Iar în Evrei 12:2, ni se spune despre Domnul Iisus Hristos că este așezat la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Această bucurie este asociată cu Duhul Sfânt și această desfătare este Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne dea harul ca în aceste vremuri de la urmă să ne găsim toată desfătarea și bucuria în Domnul Iisus Hristos, într-un mod real. Și bucuria noastră să fie nu bucuria circumstanțelor, nu bucuria prosperității, ci bucuria cunoașterii Lui și o bucurie care vine de la Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun că cei din jurul nostru nu vor fi atrași de o biserică care este foarte bine organizată, care are poate conducători sau predicatori cu studii foarte bune teologice, cu o tehnologie de ultimă oră. Vreau să vă spun și cu toții știm și aș vrea să realizăm și să ne schimbăm gândirea, să avem o gândire nou testamentală. Oamenii din lume vor fi atrași de un grup de oameni care trăiesc o bucurie cerească, într-un mod real. Nu sunt interesați de religie, nu sunt interesați de o altă religie, ci acolo când văd oamenii din lume credincioși
adevărați care trăiesc această bucurie de sus se vor fi preocupați să cunoască această bucurie. De ce? Pentru că istoria bisericii ne arată foarte clar. Primele generații de creștini au cucerit lumea antică. Cum? Printr-o tehnologie, printr-o metodă nouă, nu, prin bucuria și prin dragostea care a venit de la Dumnezeu, de la Domnul Iisus și de la Duhul Sfânt. Dar ei au plătit un preț, au suferit. Citeam în Oglinda Martirilor, o carte care în română nu este, este în engleză, destul de groasă, tratează istoria martirajelor de la Domnul Iisus până în secolul XVI inclusiv, și am fost uimit să văd că toate personajele care sunt menționate în Noul Testament pe nume au fost martirizați. Am fost uimit să-l văd pe famenul etiopian care a fost, se pare, ucis cu pietre. Am fost uimit să-l văd pe Matia, care a fost ales și noi spunem că a fost o greșeală a apostolilor. Am fost uimit să văd că a plecat ca misionar și a fost martirizat. Am fost uimit de Acvila și Priscila, care au fost omorâți. Am fost uimit de atâția credincioși care și-au dat viața pentru Domnul Iisus Hristos. Din prima generație de credincioși care sunt amintiți în Noul Testament, doar Ioan, apostolul Ioan, este singurul care moare de moarte bună, dacă am putea spune așa. El a fost exilat în insula Patmos și apoi a fost lăsat să se întoarcă la Efes, unde a murit, să spunem așa, de zile bune. În schimb, toți au plătit un preț, au fost martirizați. Spuneam că nu știm ce vremuri vor veni și în țara noastră, în Europa, noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Dar nu greșim dacă ne însușim această învățătură a suferinței, dacă ne preocupăm să-L cunoaștem pe Domnul Iisus într-un mod real și să experimentăm această bucurie care, am văzut, este pentru credincioși obișnuiți. Credincioșii din Capadocia, Pont, Bitinia, poate pe unii Petru nici nu-i văzuse vreodată la față. Nu erau apostoli, ci erau niște credincioși obișnuiți, care trăiau o bucurie extraordinară, nespus de glorioasă, și la aceasta suntem rânduiți, dragi frați și surori, să-L cunoaștem pe Domnul Iisus și așa să trăim. Amin.